L-au ucis pe loc. Toată Rusia e în stare de șoc. A venit și confirmarea oficială. Vladimir Putin nu a primit bine această veste teribilă. Un bărbat care primise în trecut titlul de erou al Federației Ruse a fost lichidat de armata ucraineană la doar 41 de ani. Iată despre cine este vorba. Armata ucrainei l-a lichidat pe comandantul grupării paramilitare Wagner. Rusia este în doliu după ce Alexei Nagin, comandantul grupării paramilitare Wagner, supranumit Terek, a fost ucis în districtul ucrainean Bakhmut din regiunea prorusă Donetsk. Alexei Nagin a fost lichidat de armata ucraineană la data de 20 septembrie 2022, potrivit siteului ucrainean TCH, care a citat canalul de telegram al comunității de investigații Napalmindorm. Alexei Nagin s-a născut în satul rusesc Vertiaci din regiunea sudică Volgograd, el era un veteran al operațiunii militare speciale a armatei ruse în Ucraina. Alexei Nagin a luptat pentru Rusia în Cecenia, Ihoria, Siria, Libia și Danbas. El a fost distins cu medaliile pentru curaj și pentru apărarea crimei și cu steaua de platină a grupării paramilitare Wagner. În trecut, Alexei Nagin a primit titlul de erou al Federației Ruse. A fost înmormântat în Volgograd, potrivit siteului. La funeralii sale a participat și omul de afaceri Evgen Prigojin, supranumit bucătarul lui Putin, cel care a recunoscut, recent, că este fondatorul grupării paramilitare Wagner.